Seminarul Teologic Ortodox din Tulcea a organizat astăzi un eveniment cultural dedicat împlinirii a 100 de ani de la unirea Bucovinei și Transilvaniei cu România. La eveniment a participat și preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii. Evenimentul a fost organizat în sala mare a Seminarului Teologic Ortodox din Tulcea. În program au fost incluse interpretarea de cântece patriotice și rostirea de poezii adaptate momentului, precum și o prelegere cu tema Contribuția Bisericii la unirea Bucovinei și a Transilvaniei cu Patria Mamă. A marcat, iată, la Seminarul Teologic Sfântul Ioan Casian din Tulcea acest întreit moment de sărbătoare, și anume 100 de ani de la revenirea Bucovinei la Patria Mamă, apoi sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel dintâi chemat la apostolie de Mântuitorul Hristos, ocrotitorul României, și bineînțeles sărbătoarea noastră națională la centenarul Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, de la Alba Iulia. Ne-am adus aminte de făuritorii Marii Uniri de acum 100 de ani și au fost scos în relief rolul pe care reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania, dar și ai Bisericii Greco-Catolice, tot din Transilvania, l-au adus la împlinirea acestui vis și deziderat de secole al tuturor românilor. Am arătat că limba și credința au ținut întotdeauna uniți pe români, iar noi avem sfânta datorie să cultivăm în semenii noștri acest sentiment nobil al iubirii față de țara noastră pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu. În Congresul General al Bucovinei din 28 noiembrie 1918 a fost votată în unanimitate unirea Bucovinei cu Regatul României.